Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele preliminare pentru alegerile parlamentare noi de duminică, 20 octombrie, în cele 4 circumscripții electorale uninominale, după prelucrarea tuturor proceselor verbale. Conform sursei citate, în locul lui Vlad Plahotniuc în legislativ, va accede Ghenadie Verdeș, candidatul PDM, pentru care au votat 13.401 nisporeneni. În locul lui Andrei Năstase va veni în Parlament candidatul blocului acum Vasile Năstase, care a câștigat majoritatea voturilor în circumscripția numărul 33. În circumscripția numărul 50, unde la alegerile din februarie a câștigat premierul Maia Sandu, majoritatea voturilor au fost obținute de candidatul blocului acum Galina Sajin. În locul lui Viorel Melnic, candidat independent care și-a depus mandatul de deputat, va veni candidatul PSRM Vitalie Evtodiev, pentru care au votat majoritatea locuitorilor din circumscripția numărul 48. Cetățenii din cele 4 circumscripții uninominale și-au ales duminică 20 octombrie reprezentanții în legislativ. Fotoliile de parlamentar au rămas vacante pentru cei doi deputați, în urma scrutinului din 24 februarie curent și-au dat demisia, iar alți doi au renunțat la mandate din cauza incompatibilității de funcții.